Dăm drumul la cronometru și cine mănâncă cel mai mult în 10 minute, le dă provocare celorlalți doi. Mai ții minte ce provocare mi-ai dat la Huzioku? Pregătește-te, atâta zic. Salut, eu sunt Teo și astăzi o să facem cel mai mare crispy din lume și o să-l și mâncăm pe tot. Bine, nu știu dacă îl mâncăm pe tot, că e cât mine, dar hai să vedem. Ne-am așezat și la masă, a venit și Dima, lui și Montre, e cam dimineață. Suntem cam somnoroși că v-am zis, programul nostru e dat peste cap. Și o să vin acum Alin cu cel mai mare crispy din lume și văd acum care și un cadou pentru noi, dar o să vedeți când noi nu știam de cadou. Ce cadou imens. Cred că e al tău, Montre. Având în vedere că mă vizitați cam des în ultimul timp. Păi ne place aici, cred că ne mutăm aici. Am făcut cel mai mare burger, cel mai picant burger, stai așa cum mi s-a lipit. V-am făcut acum cel mai mare crispy. Bă, ce e ăsta, mă? The biggest crispy. Bă, trebuie să ridicăm să vadă toată lumea cât e. Cadoul meu pentru voi este un mozzarella stick gigant. Bă, bă, ești copil. Deci ăsta este cadoul meu pentru voi, dragii mei. Ia, vedeți ce puteți să faceți cu el. Ia, haideți, bă, ajutați-l și de... Așa, da. Deci îl iau așa. Și îl rupem. Toți! Păi ajutați-mă și voi că să mă rădă mai greu decât mine ăsta, bă, frate. Hai, Montrei, trageți de el. Eu de ce te trag? Așa, de tu tragi de partea asta. Pac. Așa și îl rupem. Ia, rupeți-l. De la jumătate, ia. Ia, rupeți-l. Hai că ne descurcăm dacă e. Așa, bun. Păi stai că cade pe mine. Asta așa, e. Așa. Mamă. Mamă, frate. Bă, cât de mare. That's what she said. Băi, așa. Greu, mă, ia, ridică. Eu fac biceps cu asta. Ridică. Că nu pot să-l ridic. Mă, nu pot să-l ridic. E prea mare, măi, nebun. Mamă, ce bine. Băi, nebun. Deci acolo sunt vreo 2-3 kg de mozzarella. Mamă, lasă-l așa pe să. Mamă, cum e mozzarella asta. Ui, tare. Mamă. Mamă, că e pentru toată lumea mozzarella aici. Ia de aici. Avem și pe să gustăm. Și fiți atenți care o să fie challenge-ul în această seară, era să zic, în această zi. Deci o să tăiem ăsta în trei părți egale. Cam bad de azi. Ajutați-mă în trei părți. Păi, să-i pui și cum vrei să-l tai, mă, nebunule, vrei să-ți aduc ruletă? Așa, fii atent. Facem ca pe tortă, da? Pui aici în mijloc. Așa. Și facem așa. Una așa. Nu, stai că... Bă! Așa trebuie. Una aici, una aici și una aici. Și așa-l tai în patru. Una aici, una aici și una aici. Și îți rămân una, două, da. Trei, patru. Și cum îl tai în trei? Tai așa o dată și așa o dată. Nu este în trei părți egale. Aia de la mijloc o să fie cea mai mare. Adică ta. Adică a mea. Păi stai, mă. Bă, tu mă e la mișto. Groasă. Cum am zis eu, ies trei părți. Una, două, trei, ies trei părți. Da. Mă e la mișto? L-am păcălit. Luăm fiecare așa și mâncăm din ea sau punem pe parte? Nu, mă, mănânci cu cuțit, cu... Furculiță, ce bine mi-a. Fiți atenți. Băi, a mea e cea mai mare aici, mă. That's nasty. Băi, și tu nu ești cel mai mare de aici, mă. Ție ți-o pun aici. Nu mi-o pui nicăieri. Păi bagă-te și tu, Alin, că tu mănânci de aici, tu de aici și eu mi-l pun pe ăsta aici, forță. Și dăm drumul la cronometru și cine mănâncă cel mai mult în 10 minute, le dă provocare celorlalți doi. Bine, bine. Dăm drumul, da? Da, mă, dăm drumul. Ești gata? Tu mănânci ca pe pizza, mă, gură? Cum calculezi tu care mănâncă mai mult? În ochi. Cum am calculat și cum. Da, și va fi foarte corect, eu vă dați seama, foarte. Păi nu că arăt pe filmare. Dacă greșesc cumva, să-mi scrie în comentarii. A, s-a dezmembrat. Da. Trebuia să aducem un sos de la picant, să astea să mai intre în situația. Ia drumul. E sigur? E ok. E ok. E ok. Hai că vă pregătesc și desert azi, băieți. Mamă. Fără mișto. Am vorbit cu Alin să facem cel mai mare desert din lume. Dacă vreți asta, nu uitați să băgați un like acolo și un comentariu. Vreau, Teo, vreau să mor eu. Dar pune-ne, mă, goluri. Hai să facem 40.000 de like-uri. Păi nu cred că facem. Cum să nu facem? Bă, fim încrezător. Eu am zis la burgerul că facem 40.000, am făcut 40.000. Hai, drag, că cad astea pe mine. E ok. Bă, e prea bună mozzarella la asta, pe asta o băgăm și pe asta la numărătoare. Păi e doar la tine. Vrei să o băgăm la numărătoare? Bă, știți care e faza? Până acum au fost vlogurile voastre, acum mă forțez și eu că vreau să câștig de data asta. Mai ții minte ce provocare mi-ai dat la Huzioku? Pregătește-te, atâta zic. Hai că sigur o să mănânci cel mai mult. Păi vreau să câștig. E bine să vrei. Ține și am mâncat o grămadă mozzarella, să știi că se pune la... Ia uite-o. Ia uite. Bă, da, cred că și eu dau drumul la niște mozzarella. Vreau și eu mozzarella asta. E ok. Stai să mai iau mozzarella, să am și eu, mi-au să am aici. Așa a fost să. Aia să pune la mine, că am mâncat-o. Uh-huh.
Nu e picant sau mi se pare mie? Păi i-am pus. Bă, voi v-ați ancorat prea mult în asta cu picantul. Nu e, bro, dar e bun să fie așa un pic picant, dar nu nenorocirile alea ce am luat noi. A? Păi am mâncat cel mai mult. No. Dar cine? Da. Bă, nu ți-e rușie că tu ai mâncat doar vârful ăsta de aici? Știu, am mâncat vârful ăsta de aici. Păi stai, frate, că eu n-am mâncat vârful ăsta de aici, eu am mâncat vârful cel mai mare, că e ca o felie de pizza. Bă, ia mai... E ca și cum ai fi mâncat... Da, mai du-te tu. Nu, că se cumpă fața la final. Bă, ce credeți? Ne-a văzut Alin că ne-am cam demotivat așa că nu prea mâncăm și a zis demotival, că mai bine. Câștigătorul primește mare desert aici de la el, o specialitate a casei. Care nu se așa, mai găsește care... în România. Și să îmi ziceți voi în comentarii dacă vreți să fac un vlog cu o porție gigantică, cum am făcut și până acum cu burger la Dima și cu chifteaua asta crispy, să ziceți cum vreți. E chiftea? Nimeni nimic. Bă, astăzi cred că eu o să câștig, mă simt. Nu, eu tot sunt egal. M-am trezit tu, sincer. Până acum, cine e pe locul 1? Eu? Bă, nu, adevărat, chiar eu am mâncat cel mai mult și vă explic de ce am mâncat foarte multă mozzarella. Uitați-vă, bă, te ești cam șobolan azi. Uitați-vă pe filmare. Mă uit eu pe filmare și decid eu. Eu cam vomit că nu mai pot, am mâncat prea mult. Deci o gură de aia de mozzarella face cât 3 de-astea de pui. Bă, e că mai avem un minut, eu mai am jumate, tu mai... Au! Ce s-a întâmplat? Ai călcat pe brațul, mă! Nu mai e niciun minut. M-a speriat ăsta, bă. Dar da, observ că Teo doar le taie. Le taie și le lasă acolo. Cum mă, că am mâncat pe la gură? Omul le taie și le dă așa mai în stânga, gen să nu se vadă. La fel și în vlog ăla. Mă, n-avea treabă, deci eu din tot burgerul mergea în spate lui și lua roșii, salată, mai lua și o măsline, dar nu mai măcar, ce măcar am luat ardei aia, eu și i-am înghițit. I-am înghițit. Bă, zi tu sincer, Montre, nu știu pe locul 1. Nu mă, frate, când, băi, eu am mâncat ia, zi, tu ești. Pui, dar am mâncat foarte multă mozzarella, uite. Bă, cine l-a chemat pe Montre la vlogul ăsta? 9, 8, 3, și să vedem 2, câștigătorul. 1. Iusen. Ce tu ești, mă? Ia ridică și tu o gură. Nu are ce să ridice. Băi, ți-am zis, eu am mâncat multă mozzarella. Cine a mâncat mai mult? Bă, tu vezi, mă, că mai e jumătate de crispy pe tavă. Ce? Bă, ăsta, pe și tu ai. Na, ce am? Mamă, Teo iar ne dă gherlă și am mâncat. Nu are cum să-mi dea. Eu am mâncat cel mai mult corect, aia e. Cine a mâncat cel mai mult? Eu am mâncat? Cine a mâncat? Cum ai mâncat tu? Bă, nu mai dă tască, mă speriază. Bă, ce are Teo aici, nu vă e rușine. Nu e, ăsta e de la Dima, mi l-a pus mie. Bă, lasă dracu chifteaua aia jos. Și înțelege că eu am mâncat mai multă mozzarella. Uite-o aici. Uite-o aici. Fii atent, fii atent cum facem. Așa să te dracu că nu te vezi, boule. Pe m-am supărat. Deci fii atent cum facem, că suntem oarecum la egalitate, îi dăm poruncă lui Montre. Da. Că Montre are la egalitate. Montre, mai ții minte când mi-ai dat să mănânc două banane și un Sprite? Până la niciun punct bun. Bă, ia-ți asta, bă. Bă, fiți atenți. Deci de fiecare dată, în aproape fiecare vlog, am avut o provocare în care ori am vomitat, ori era să murim. Mă, tu ce ai, mă, gură? Te-ai drogat? Tu ai aia, dar vezi, e aici, cred că dar... Arată-mă de ce râdeam. Să pregătea să-i lipească o palmă la Montre. Nu ține, nu mă pregătea. Fiți atenți, deci provocarea de azi este pentru toată lumea și o să facem în următorul fel. Deci mâncarea asta e bună, frate. Mai avem și cartofi aici. Bă, mă sperii cu aia, că ce vrei să faci cu ea? Te aștept să văd dacă zici ceva greșit. Și o să tăiem bucățele, gen o porție pentru fiecare și nu fiecare dintre noi. O să o punem în pachetele și o să o împărțim ori pe stradă, ori mergem undeva și o lăsăm undeva. Foarte că e păcat de mâncare și așa. Că nu mai ce atâtea provocări, două banane și un Sprite să vomit pe aici tot ce am mâncat. Gură de mel. Ce ești tu dezintosit? Care? Dezintosit. Oricum, Dima, nu știu ce. Bă, zice el că a mâncat el cel mai mult, că deja mă supă. Bă, măi, măi, la... La mișto? Tu vezi că a mâncat cel mai mult? Mamă, cu ce răutate ai dat, stai, bă, cel mai mult. Dacă dați acum un follow pe Instagram, iau asta și eu fac căciul. O facem pachetele și mergem cu ea să o dăm oamenilor că e pecat de ea, frate. Pecat, e pecat, e pecat de ea și când e pecat, e pecat și Doamne ferește. Dar cine a câștigat până la urmă? Eu. Ok. Toți am câștigat, toți suntem câștigători sau nu vrei, ești orgolios. Și acum, înainte să facem noi astea, am uitat, ne-a pregătit Alin desert. Bă, nu mă mai trage de păr că te bat! Am câștigat cu toți, o să împărțim, frate. Împărțiți? Da, oricum a fost că ne-ai făcut. Bă, cum o să câștige toată lumea? Nu există așa ceva. Lumea asta e făcută să unii să fie pierzători și unii câștigători. Nu, lumea e făcută să fie unită, să se iubească întreaga gură de miel. Orgoliosul de bă, cum mă, trebuie să fie un câștigător? Ia uitați aici, frate. Deci asta se numește fried Oreos. Ia vedeți aici, n-a văzut România așa ceva. Deci ce ăsta Oreo e o gogoașă cu Oreo înăuntru prăjit. Oreo, o gogoașă, da, umplută cu Oreo, biscuiți Oreo. Desertul. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu dacă vreți să fac o porție gigantică cu desertul ăsta. Băi, am împachetat și astea, sunt doar 4 pungi, dar
dar în fiecare pungă avem câte un pachetel așa, cu cartofiori și cu ăsta. Eu mi-am și pentru crispy de ăsta în el. Sunt cu doar cu Dima aici că Motrii ne așteaptă afară. Nu știm exact cum să le împărțim. Forță Dima, bravo. Cred că nu știm dacă pe stradă la oameni sau mergem undeva mai exact să dăm acolo. Păi cam asta a fost și vlogul, sper că v-a plăcut, sper că v-am ajuns un pe buze. Noi ne-am distrat și mâncând și cateringa asta noastră cu mozzarella pe frunte și pe ochi, că cred că m-a plecat. Încă ai... Tu încă... Încă am pe... În cap? Fără mișto, bebe. Bă, bă, vedeți ce are pe față? Bă, ce aveți pe față de prost? Măi, ala mișto. Tu nu vezi măcare filmic pe aici? Nu, mă, uite-te sunt... Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să lăsați un comentariu, să vă abonați la canal, la ăsta să nu vă abonați că mi-a făcut un azi nerd, vine să-l bate acum, să le dați un follow pe Instagram și până data viitoare nu uitați cu zâmbetul pe buze și la fel de fericiți, v-am pupat, pa, pa! Pa.